Bună ziua, mă numesc profesor Costel Chiteș și predau la Colegiul Național de Informatică Tudor Vianu din București. Și astăzi, pentru dumneavoastră, pentru elevii de clasa 8-a, am ales o temă interesantă, importantă pentru examen, și anume unghiul diedru. Și așa cum citim această definiție, unghiul diedru, ne dăm seama că trebuie să fie un unghi format între două semiplane. Și dacă ne gândim la deschiderea unei cărți, când deschidem o carte, dragi copii, vă dați seama că aici undeva este cotorul și când o deschidem se formează diferite unghiuri, nu? De la 0 grade la 90. La fel se întâmplă dacă ne gândim la o ușă pe care o deschidem și atunci dacă ne gândim că avem ușa în poziția inițială aceasta și o deschidem, ea ajunge în această poziție. Și atunci poziția la care ajungem cu ușa formează de fapt niște unghiuri pe care noi încercăm să le definim, adică unghiul format de această muchie cu noua poziție a ușii prin rotații. Definiția pe care o cunoaștem spune că dacă avem două semiplane care au o dreaptă comună, atunci ele formează un unghi diedru. Și aici cum am desenat, nu, la poziția inițială a ușii și poziția după ce am întredeschis-o, am desenat de fapt două semiplane și aceasta este dreapta comună. Cele două semiplane se numesc fețele diedrului, iar muchia diedrului este exact dreapta de intersecție a celor două semiplane, ca și în desen. Și atunci definim, atenție foarte mare, unghiul plan corespunzător diedrului este unghiul format de două drepte perpendiculare în același punct pe muchia diedrului. Deci, dacă aici este punctul pe care l-am considerat și considerăm o dreaptă perpendiculară în planul mai îndepărtat inițial și altă dreaptă perpendiculară în noul plan pe care l-am considerat, atunci unghiul format de cele două drepte este exact unghiul diedru. Ne dăm seama că dacă am considera alt punct comun pe dreapta comună și am considera alte două drepte perpendiculare în acest punct, să spunem în punctul B, pe dreapta comună, se vede că cele două unghiuri formate sunt congruente pentru că sunt unghiuri cu laturile paralele. Și știm din clasa 6 că două unghiuri cu laturile paralele, dacă sunt ascuțite, sunt congruente. Și evident că continuarea era că ele puteau să fie și suplimentare. Și am considerat o problemă pe care, o primă problemă pe care doresc să o rezolvăm împreună, care sună în felul următor. Deci avem o piramidă patulateră regulată VABCD cu vârful V și în care muchia bază este de 8 cm și înălțimea este de 4 cm. Și avem trei întrebări. La prima întrebare ni se cere măsura unghiului plan corespunzător unghiului diedru format de acele două plan. Haideți să considerăm problema și să încercăm să o rezolvăm. Deci, practic, avem la bază un pătrat și știți foarte bine că îl desenăm în spațiu sub forma unui paralelogram. Acestea sunt muchile laterale. Deci aici este V, A, B, C, D. Și VO ni se dă că este 4 cm. De asemenea, muchia bazei este de 8 cm. Și ni se cere măsura unghiului plan corespunzător unghiului diedru format de cele două plane, care VBC, deci vedeți acest plan, ni se cere unghiul diedru. Cele două plane, mă refer la VBC și respectivul planul ABC, ele au o dreaptă comună. Deci, în primul rând, am identificat, la pasul numărul 1, dreapta comună. Ne gândim din nou la definiție. Deci, în definiție, ce spuneam? Că pe dreapta comună alegem un punct oarecare și în fiecare plan ridicăm câte o perpendiculară pe dreapta comună. Și atunci suntem tentați să observăm că triunghiul VBC este triunghi isoscel. Deci VBC este triunghi isoscel și la examen trebuie să punem virgulă și să argumentăm, pentru că piramida este regulată și este patulateră regulată, deci înseamnă că înălțimea cade în centrul pătratului și muchile laterale sunt congruente, deci înseamnă că VB și VC sunt congruente, deci triunghiul este isoscel. Și atunci dacă ducem înălțimea, luăm M, mijlocul lui BC, știm foarte bine că VM este mediană și în același timp este și înălțime, și bisectoare, axă de simetrie și așa mai departe. Deci să scriem, VM este perpendicular pe BC. Dacă îl unim pe O cu M, pentru că M este mijloc, evident că la examen specificam, nu? Că M este mijloc, înseamnă că OM este perpendicular pe BC. Și atunci, practic, am descoperit un punct M
pe latura comună a diedrului, astfel încât în acest punct am ridicat două perpendiculare, odată în planul VBC și pe MO, care este în celălalt semiplan, planul de bază. Și atunci înseamnă că unghiul diedru căutat este exact acest unghi și l-am identificat. Deci rezultă că unghiul diedru căutat este VMO. Și ni se cere măsura sa. Și acum să facem câteva observații simple. Observăm că OM este jumătate din AB, deci OM egal cu 4 cm. Și atunci triunghiul VOM ca triunghi este triunghi isoscel. Și atunci, fiind isoscel, pentru că avem 4 și 4, înseamnă că unghiul căutat, VOM, este de 45 de grade. Și am răspuns la prima întrebare. Deci observați că la examen trebuie să abordăm toate întrebările. Chiar dacă la una dintre ele ne împleticim undeva, trebuie să continuăm, să nu ne oprim la un singur subpunct și celelalte să fie necitite și neanalizate, pentru că pierdem foarte mult din punctaj. Trecem la a doua întrebare și anume ni se cere sinusul unghiului plan corespunzător unghiului diedru format de planele VAB, deci planul din față, triunghiul VAB, și planul VBC, deci cu cel lateral. Și atunci, ca să putem identifica care este unghiul diedru, iarăși ne gândim la definiție. Deci în definiție aveam că este unghiul format de dreapta comună, deci trebuie să identificăm dreapta comună. Și se observă că VB este dreapta comună, care este muchia comună a celor două plane. Și atunci, pentru a descoperi un punct important pe care să-l considerăm, din care să ridicăm perpendicularele pe dreapta comună, ne vine ideea deocamdată să luăm triunghiul VAB și să ducem perpendiculara din A pe VB. Deci aici să punem punctul, să zicem, E. Deci suntem la punctul B. Construim, deci, AE perpendicular pe VB. Și observați, copii, că în triunghiul VAB, care este isoscel, AE este înălțime. Deci după ce am construit pe AE perpendiculară pe VB, ne întrebăm dacă nu cumva și EC este perpendicular pe VB. Și pentru a demonstra acest lucru, observăm că triunghiurile care s-au format ABE, deci triunghiul ABE, este congruent cu triunghiul CBE. De ce sunt aceste două triunghiuri congruente? Păi, în primul rând, AB este congruent cu BC, pentru că sunt laturile de la bază, deci este pătrat. Îl avem pe EB comun, deci EB, ori scriem comună, ori scriem EB congruent cu EB, cum doriți dumneavoastră, este corect. Și mai sesizăm că unghiul făcut de EBA, adică unghiul acesta, deci unghiul EBA, este congruent cu unghiul, am spus EBA, cu EBC. EBC, nu? Ca unghi. De ce sunt ele congruente? Pentru că triunghiurile VAB și respectiv VBC sunt congruente, pentru că fețele laterale sunt congruente, sunt unghiuri isoscele congruente și atunci e clar că toate unghiurile sunt respectiv congruente. Și atunci congruența aceasta o scrie în virgulă, deoarece triunghiul VAB este congruent cu triunghiul VBC. Și atunci, din cazul de congruență latură-unghi-latură și se sizească unghiul este dintre laturi, cele două triunghiuri sunt congruente. Dar triunghiul AEB este dreptunghic, așa cum am făcut prin construcție. Deci rezultă că și triunghiul CEB este tot dreptunghic. Deci din ce am demonstrat din această congruență, rezultă că EC este și ea perpendiculară pe VB. Și acum suntem chiar bucuroși. De ce? Pentru că am găsit un punct E pe dreapta comună a celor două plane și atunci în punctul E am ridicat două perpendiculare. Deci înseamnă că unghiul diedru va fi AEC. Deci rezultă că unghiul AEC, AEC este exact unghiul diedru al celor două plane. Deci pe el trebuie să-l determinăm chiar măsura unghiului acesta. Și atunci începem să calculăm. Am spus mai devreme că pe AE putem să-l determinăm din triunghiul VAB, pentru că triunghiul VAB este triunghi isoscel și ce știm în el? Deocamdată știm numai o latură. Deci avem nevoie și de muchie. Și atunci, ca să găsim muchia piramidei, în primul rând trebuie să-l găsim pe OB. Și ne dăm seama că OB este jumătate din BD.
Deci reluăm acum calculul și raționamentul. Deci OB este jumătate din BD. BD fiind diagonală este 8 radical din 2. Și OB-ul e pe jumătate. Deci va fi 4 radical din 2. L-am găsit pe OB. Dacă l-am găsit pe OB, pentru a-l determina pe VB, scriem în examen că ne uităm în triunghiul VOB. Și scriem frumos. În triunghiul VOB dreptunghic, scrieți dumneavoastră la examen în punctul O, deoarece VO e perpendiculară pe plan, e perpendiculară pe orice dreaptă din plan, aplicăm teorema lui Pitagora. Deci aplicăm teorema lui Pitagora. Și ce sesizăm? Că VB este ipotenuză. Deci înseamnă că VB pătrat o să fie VO pătrat plus OB pătrat. Deci VB pătrat este egal cu VO pătrat, care este 16, plus OB pătrat, care este 16 ori 2, 32. Deci egal cu 48, deci rezultă că VB este radical din 48, 16 ori 3, deci este 4 radical din 3. Am aflat muchia, nu? Pe VB. Acum, dacă știm și muchia, înseamnă că triunghiul VAB, noi știm toate laturile, nu? VB egal cu VA, AB-ul este 8 și trebuie să-l determinăm pe AE, care este altă înălțime. E, ia să vedem ce mai avem nevoie. De exemplu, desenul nostru ne spune că VBC și VAB sunt congruente, deci înseamnă că, practic, îl avem pe VB și îl avem și pe BM. BM știți că este 4. Și atunci, dacă ne uităm în triunghiul VMB, care este dreptunghic în M, că așa am dus noi înălțimea, înseamnă că putem să-l determinăm pe VM, care este exact înălțime în triunghiul VBC sau VAB, care e congruent cu el. Deci, să scriem din nou, suntem acum în triunghiul dreptunghic VMB, care e dreptunghic în M, deci aplicând din nou teorema lui Pitagora, da? Vom deduce că VM pătrat, e catetă, nu? Este diferența dintre VB pătrat minus MB pătrat. Deci înseamnă că VM pătrat este egal cu VB pătrat, care este 48, minus MB pătrat, care este 16, și diferența face cât? 32. Deci rezultă că VM, adică înălțimea pe o față, e radical din 32, care înseamnă 4 radical din 2. Și acum știți foarte bine, sau dacă nu vă reamintesc, faptul că putem determina înălțimea AE în triunghiul VAB folosind aria în două moduri. Și atunci aria triunghiului VAB este egală cu baza, care este AB, demulțită cu înălțimea, care este chiar VM, supra 2, dar mai este egală și cu, luăm acum ca bază pe VB, VB demulțit cu înălțimea, care nu știm, AE, totul pe 2. Și pentru că două fracții sunt egale cu numitorii egal, numărătorii sunt egali, de aici rezultă că AE va fi egal cu AB demulțit cu VM supra VB. Și acum trebuie să fim atenți la calcule, să nu greșim. Deci AB-ul este 8. VM l-am determinat, este 4 radical din 2. Și VB l-am găsit mai devreme, uitați-l, 4 radical din 3. Se simplifică 4 și amplificăm cu radical din 3, ne dă 8 radical din 6, totul pe 3. Deci l-am găsit și pe AE, care e egal cu EC. Și acum ne apropiem. Trebuie să privim triunghiul EAC și observați că o să lunez pe A cu O și triunghiul EAC, copii, este un triunghi isoscel în care știm toate laturile. AE-ul l-am aflat, EC-ul sunt egale, deci cu 8 radical din 6 pe 3, iar AC-ul este diagonala pe care o știm. Deci AC este cât? Este 8 radical din 2. Bun. Și atunci avem nevoie de acest unghi, care este AEC, e vorba de acest. Și aici avem mai multe variante, dar pentru că ni se cere sinusul, sau ne gândim la, da, nu sinusul se cere, uitați, ne gândim la exprimarea ariei triunghiului EAC, iarăși în două moduri.
pentru că O este mijlocul ia ce vă imaginați că EO este chiar mediană relativă bazei într-un triunghi isoscel, este chiar înălțime, deci asta trebuie redactat la examen. Deci o să scriem că OE este perpendicular pe AC și scrieți, deoarece este mediană în triunghi isoscel, și atunci putem să aflăm area triunghiului AEC, considerăm că este AC pe care o știu, de mulțit cu OE supra 2. Și acum, la momentul ăsta, ne dăm seama că nu știm pe OE. Deci avem de determinat sinusul unghiului AEC, triunghiul EAC spuneam că este isoscel, O este mijlocul lui AC, deci e mijlocul bazei, deci înseamnă că EO este înălțime, deci cade la jumătate și este și perpendiculară pe aceasta. Și atunci, pentru a determina area triunghiului EAC, pentru a o exprima în două moduri diferite, va trebui să determinăm întâi pe OE. Și pentru a-l determina pe OE, vom face în felul următor. Deci ne uităm în triunghiul EAC, care este triunghi isoscel, și spuneam că EO este mediană, deci este și înălțime. Și atunci în triunghiul dreptunghic EOA aplicăm din nou teorema lui Pitagora. Aplicăm teorema lui Pitagora. Bun. Și atunci înseamnă că EO la pătrat este egal cu AE pătrat minus OA pătrat. Deci este egal cu AE pătrat, uitați-le, îl avem aici, deci este 8 la pătrat ori 6 supra 9 minus OA pătrat, OA este 4 radical din 2 la pătrat 32. Deci este egal mai departe cu, aici simplificăm prin 3 și obținem sus 2, deci vom obține 62 ori 2, 164 ori 2, 128, minus 3 ori 32, 96, totul pe 3. Și făcând diferența, vedem că e 28 și cu 4, 32 pe 3. Deci rezultă că EO este egal cu radical din 32, e 4 radical din 2, supra radical din 3. Și amplificând cu radical din 3, deci este 4 radical din 6, supra 3. Și ne-a ieșit EO. E, avându-l pe EO și avându-l pe AC, putem să determinăm area triunghiului EAC. Area triunghiului EAC este egală cu AC de înmulțit cu EO, totul pe 2. Și este egală cu AE la pătrat ori sinus de T, totul pe 2. Și acum înmulțesc cu 2, deci se simplifică 2-ul și îmi iese că sinus de T este egal cu AC ori EO pe AE pătrat. Și este egal cu AC-ul este 8 radical din 2, de înmulțit cu EO 4 radical din 6 supra 3, totul supra AE pătrat, AE pătrat, care este ăsta la pătrat? Este 8 la pătrat ori 6 pe 9. Și este egal cu, se simplifică, deci un 6 cu un 9, aici rămâne 3, aici rămâne 2, 3 de aici se duce cu 3 de aici, și acum radical din 6 e un radical din 2, un radical din 2 face 2, 2 ori 4, 8, se duce cu ăsta de aici. Și atunci am rămâne un radical din 3, totul pe 2. Și atunci sinus de T este radical din 3 pe 2. Dacă nouă ni s-a cerut la punctul B mic doar sinusul unghiului, nu și unghiul, atunci rămâne acest rezultat. Dacă ni s-ar fi cerut și unghiul, noi știm valoarea unghiului ascuțit format între un unghi pentru care sinusul se cunoaște radical din 3 pe 2. Numai că s-ar putea ca unghiul să fie obtuz și atunci să nu cumva să fie suplimentul. De aceea s-a cerut doar sinusul acestui unghi. Și la punctul următor al problemei, dacă ne întoarcem un pic, ni se cerea sinusul unghiului plan, corespunzător unghiului diedu, format de către planele VAB, adică din nou planul din față, și VBC, cu planul din spate. Și atunci, dacă ne uităm la figura pe care am reașezat-o aici, observăm că
avem de găsit la punctul C mic exact sinusul unghiului format de planul din față, deci la care ne uităm noi, VAB, și planul din spate. Cele două plane au un punct comun, punctul V, e clar copii, și atunci vor avea o dreaptă comună. Și dreapta comună, s-o notăm cu D mic, ea va fi paralelă atât cu AB cât și cu DC. Pentru a descoperi care este unghiul diedul dintre cele două plane, aplicăm aici așa numita teorema acoperișului, cum este scrisă prin cărțile de clasa 8-a, în care ne dăm seama că dreapta D fiind paralelă cu AB și cu DC, înseamnă că este suficient în punctul V, care este punct situat pe dreapta comună, să coborâm perpendiculara pe AB, să spunem că aici avem un punct, să notăm cu o literă, să zicem L, din V pe planul din spate, să zicem că este într-un punct N și atunci este VN. Deci să scriem. Deci VL este perpendicular pe AB și respectiv VN este perpendicular pe DC. Datorită faptului că dreapta D e paralelă cu AB, înseamnă că perpendiculara VL pe AB este perpendiculară și pe dreapta comună. La fel, dreapta din spate, nu? VN fiind perpendiculară pe DC. Și pentru că DC este paralel cu dreapta D, înseamnă că VN e perpendiculară pe dreapta D. Și atunci am descoperit care este exact unghiul diedru format între cele două plane. Și anume este unghiul LVN. Putem să unim pe L cu N, pentru că sunt mijloace trece prin punctul O. Vom calcula deci sinusul acestui unghi la fel, în două moduri. Deci vom considera triunghiul VLN, care este triunghi isoscel. Deci LN este chiar BC, care este egal cu 8. VO ni s-a dat că este 4. Și atunci imediat determinăm aria triunghiului VLN, nu? Că este baza ori înălțimea pe 2. Putem să folosim din nou a doua formulă ariei, pe care vă invit să o învățați. Este latură ori sinusul unghiului dintre laturi pe 2. Deci dacă notăm cu beta unghiul LVN, care este exact unghiul diedru, atunci exprimând aria în două moduri, deci am exprimat, nu? Că aria este odată VO de înmulțit cu baza care este LN pe 2 și este egal cu VL de înmulțit cu VL, adică la pătrat, ori sinus de beta, totul pe 2. Și atunci ne dăm seama că sin de beta este exact raportul și care, prin calcul imediat, iese 1. Și dacă sinusul e 1, înseamnă că, practic, unghiul este de 90 de grade. Deci cele două plane sunt perpendiculare. Și în final, vă urez, ca de obicei, multă sănătate și mult succes la învățat. La revedere!